Bună ziua! Guvernul a declarat 2 septembrie 2016 zi de duru național în memoria victimelor cutremurului produs în 24 august în Italia, printre care s-au aflat și cetățeni români, precum și în semn de solidaritate cu poporul italian. Seismul produs în centrul Italiei s-a soldat până acum cu 292 de morți, dintre care 11 români.